Conducerea Spitalului Municipal de Urgență din Roman este preocupată în permanență de starea de sănătate a personalului care lucrează în unitatea sanitară. Anual și salariații din sănătate privesc avize din partea medicului de medicină a muncii care face recomandări în funcție de starea de sănătate a fiecărui angajat. Noi, an de an, medicina muncii își face treaba, să spunem, și trimite pe fiecare secție șefului de secție că personalul din secția respectivă trebuie să se prezinte pentru analize, pentru investigații, pentru tot ce presupune fișa salariatului. Iar dacă sunt probleme, doamna doctor de medicina muncii ne informează și în funcție de ce probleme de sănătate are fiecare, atunci va depunarea a fost de când a fost inapt condiționat cu schimbarea locului de muncă. Conducerea spitalului ia act de starea de sănătate a fiecărui salariat și ține seama de recomandările medicului de medicină a muncii. Una dintre cele mai solicitante funcții care presupune un efort fizic deosebit este cea de brancardier, meserie care cere o forță fizică deosebită. Din am avut angajat brancardier în CPU, care a fost operat pe coloană, hernie de disc, cu RMN făcut în care evidenția multiple hernii de disc și la etajul superior inferior de unde a fost operat. Domnul respectiv nu, în momentul de față nu acuza nicio durere, era bine, dar la fel, bracardierul înseamnă să cari, să ridici, da? Și atunci a fost transferată pe o altă secție unde ridicatul nu implică atât de mult cum este în CPU, că în CPU toți pacienții care vin pe targă trebuie să-i duci la radiologie de pe targă, îl muți pe pat. De fapt, de cum intră, dacă stăm să o luăm, de pe targa, de pe ambulanță, îl muți pe targa noastră, pe patul nostru, de pe pat îl muți, de-l duci în radiologie, acolo dacă îi faci rază o tură, îl mai faci o ecografie, iar îl muți din nou, ei, și n-ar fi făcut față. Un lucru extrem de important în activitatea personalului care lucrează în domeniul sănătății îl reprezintă avizul de la medicul psihiatru și de la cel psiholog. Am mai avut cazuri în care, pe lângă fișa medicală cu analize cu toate, trebuie adus și de la medicul psihiatru și consultul psihologic, examenul psihologic. Am avut situație în care a venit inapt din punct de vedere psihiatric, inapt din punct de vedere psihologic, inapt dat de medicina muncii. Noi ce puteam să zicem că este apt? Noi nu facem decât să respectăm legea. Iar, într-adevăr, de supra-solicitare, tocmai pentru a nu avea probleme cum au fost și în alte spitale, am mai tot scos la concurs posturi acolo unde secțiile se cereau asistenți, infirmieri. În vederea evitării cazurilor de supra-solicitare a personalului din spital, conducerea unității este în permanență preocupată de angajarea de personal, în special medici și asistenți medicali.